actor Ponta, noi dezvăluiri din biroul lui Florian Coldea, scandal cu adjunctul SRI sublinierei cu Laura Codruca Covesi la cadou. Fostul premier, Victor Ponta, face noi dezvăluiri din perioada când era subliniere F-ul executivului. În direct la TVR, la emisiunea lui Ionuc Cristache, Ponta a devoalat o discuție avut cu Florian Coldea sublinierei cu Laura Codruca Covesi la cadou. Fostul ministru, Danova, i-ar fi spus lui Ponta ce procurorul închei subliniere lui i-ar fi cerut denuncuri împotriva lui. Enervat de această situație, Ponta s-a certat cu Florian Coldea sublinierei cu Laura Codruca Covesi pentru aceste mii subliniere ceria ale DNA. Fostul premier anunță ce cei doi au negat aceste lucruri. L-am sunat pe Coldea, m-am dus la cadou subliniere, i-am spus ce nu e normal a sublinierea ceva. Nu e normal să se ceară denuncuri despre mine. Coldea a chemat-o imediat pe Covesi. Mi-au spus că Ova are probleme sublinierei, vrea să scape. Procurorii au cerut denuncuri despre mine, a spus Ponta, care subliniere tie de ce i s-a făcut dosar la DNA. Era o miză importantă. Covesi subliniere tia cei expir mandatul sublinierei ce în 2016 nu îi voi da un mandat nou la DNA, a mai acuzat Ponta.